dumneavoastră pentru a sărbători cei 70 de ani de performanță sportivă neîntreruptă pe care clubul Steaua a înregistrat-o la cel mai înalt nivel. Este o zi specială pentru cei care iubesc culorile roșu-albastre. Mă bucur că mă aflu printre ei și le doresc tuturor celor care sunt angajați ai clubului Steaua, sportivi, antrenori și, bineînțeles, suporterilor. Încă îl doresc la mulți ani, viață lungă și cât mai multe medalii obținute în campionatul intern și internațional. În primul și în primul rând, la mulți ani, la cât mai multe medalii, la toate competițiile la care participă sportivii împreună cu întreg stafful component al clubului sportiv al Armatei Steaua București. La mulți ani, Steaua, e patra aniversare la care particip, primele trei am avut calitatea de gazdă. Astăzi, chiar dacă nu sunt organizator, mă simt responsabil față de ceea ce se întâmplă aici. Mă bucur să revăd după 6 luni de zile colegii frumoși. Mulți ani clubului Steaua și performanțe așa cum sunt în alte sporturi, să redevină și în fotbal, ca Steaua, să noua stea, să promoveze repede, să ajungă în primul eșalon și să aibă performanță. Urez un sincer la mulți ani și la cât mai multe performanțe mari. Le urez mulți, mulți ani fericiți, sau că ne urăm mulți, mulți ani fericiți. Fac și o parte din acest club de 17 ani. Acum 17 ani am ales cu inima acest club. N-am regretat nicio secundă alegerea făcută și pot spune cu mândrie că iată, de fiecare dată și acum mă simt ca acasă atunci când trec pragul clubului sportiv al Armatei Steaua București. La mulți ani, 70 de ani pentru Steaua și fericit pe cei care sunt acum la conducerea clubului și susțin sportul în continuare. La 70 de ani a aniversării clubului sportiv al Armatei Steaua, la mulți ani, am stat 50 de ani aici și voi fi alături de clubul Steaua atâta timp cât voi trăi. Suntem bucuroși că am fost invitat la această aniversare. Cu 70 de ani sunt mulți, multă performanță, un club extraordinar și vreau și eu să urez la mulți ani clubului, sportivilor și conducătorilor. Sper că de acum încolo să performanța să domine și clubul să meargă exact așa cum a mers și pe vremea noastră, cu multe performanțe și multe medalii.